Europarlamentarul Cristian Bușoi, candidat PNL pentru alegerile din 26 mai, a fost prezent miercuri 15 mai în municipiul Călăraș. Împreună cu liderii liberali Răducu Filipescu, Daniel Drăgulin, Vasile Iliuță și Viorel Ivanciu, acesta a susținut o conferință de presă și s-a întâlnit cu medici de la Spitalul Județean de Urgență Călăraș. Pe zona sănătății am fost responsabil în Parlamentul European pentru cele două programe mari de sănătate ale Uniunii Europene. Programul de Sănătate al Uniunii Europene 2021-2027, unde am reușit creșterea bugetului la 413 la 473 de milioane de euro și unde sper ca un număr cât mai mare de universități, institute, organizații non-guvernamentale, spitale să poată să acceseze bani direct de la Bruxelles, deci separat de ce o să avem noi pe spitale regionale, pe spitale județene, se pot accesa bani direct la Bruxelles și programul de cercetare al Uniunii Europene în sănătate, unde de asemenea am fost responsabil pentru tot Parlamentul European, vor fi peste 9 miliarde de euro.